Cauzele care declanșează boala nu sunt cunoscute, însă majoritatea specialiștilor susțin că afecțiunea este determinată genetic. Cu toate acestea, există anumiți factori implicați în dezvoltarea psoriazisului, printre care clima rece și uscată, stresul sau anxietatea și chiar anumite medicamente folosite în tratamentul unor boli cardiace. Sunt mai frecvente aparițiile la persoanele cu antecedente familiare. De exemplu, s-au făcut niște studii și s-au constatat că dacă un părinte are psoriazis, atunci copilul poate moșteni boala în 25% din cazuri. Dacă ambii părinți fac boala, atunci în 65% din cazuri poate să facă boala. Și iar dacă e interesant faptul că copilul a cărui tată are psoriazis are un risc mai mare de a face boala față de copilul a cărui mama are psoriazis. Simptomele afecțiunii sunt vizibile și pot fi detectate din timp. Cei afectați pot observa zone roșii pe piele, cruste subțiri sau îngroșate la nivelul scalpului sau mâncărimi. Chiar dacă apar aceste simptome, medicul este cel în măsură să diagnosticheze și să trateze psoriazisul. O infecție, o parazitoză, o ceva care dă acele eczematide psoriaziforme. Mai este pitiriazis rozat gebert, care este tot o reacție alergică la infecții, în special cele virale. Apare în perioada, în toamnă, primăvară, de obicei apare și apare mai întâi ca o placă mamă, de obicei pe spate, după care se apar și plăcuțele micuțe. Putem spune că psoriazisul apare într-o anumită perioadă? Nu, psoriazisul apare oricând. Se agravează în principiu în timpurile reci, pentru că soarele face bine psoriazisului. Din cauza asta, oamenii, dacă nu se mai expun la soare și așa, apare. După un șoc psihoemoțional puternic, recidivează sau debutează psoriazisul, consumul de alcool, iar agravează psoriazisul. Așadar, este important de reținut faptul că boala nu este transmisibilă și că poate fi tratată prin produse care se aplică la nivel local în zonele afectate.